Maică sfântă, tămăduitoare de trup și de suflet, vindecătoare a celor nevindecate și iertătoare a celor neiertate. Adu-mi tu blândă alinare pentru toate cele ce apasă pe sufletul meu. Ia aminte la nevoința mea și nu mă lăsa să mai sufăr așteptând o minune, ci înfăptuiește tu acea dorință care mă arde pe dinăuntru și nu-mi dă nici liniște și nici odihnă. Căci numai tu porți puterea cea de minuni aducătoare, primită de la Dumnezeu după adormirea ta, și tu iubești îndeajuns pe cei ce se închină ție, astfel încât să le împlinești acestora cele încă neîmplinite. Știu că prin firea mea omenească nu mă pot feri de păcat și știu că nu mă rog îndeajuns ție și Domnului, Dumnezeului meu, pentru a merita pe deplin o minune. Însă nădăjduiesc că te vei îndura de mine și că îndurându-te mă vei binecuvânta cu acea minune pe care o aștept în viața mea. Și iată, ca un semn al nădejdii mele, îți promit să-ți spun această rugăciune în fiecare zi până ce dorința îmi va fi împlinită. În numele Tău, Fecioară prea curată, și în numele Mântuitorului meu, Iisus Hristos, primește-mi rugăciunea și bucură-mă cu puterea Ta cea făcătoare de minuni. Amin. Maică sfântă, născătoare de Dumnezeu Fecioară, cea ce ai purtat în pântece pe Mântuitorul lumii, cea ce prin tine s-a pogorât Domnul nostru Iisus Hristos printre cei păcătoși și i-a izbăvit pe aceștia de întunericul păcatului, cea ce ai fost alături de Dumnezeu Fiul în călătoria sa pe pământ și ai primit mărturie vie despre învierea sa. Însă-ți și acum, Fecioară, stăpână peste toate puterile îngerești, fă tu lumină în gândul și în mintea mea. Îndreaptă-mi năravul întru credință, întru hărnicie, întru iubire și iertare. Întărește-mi cugetul, stinge focul patimilor mele și arată-mi cum pot să devin un om mai bun, mai îngăduitor, mai înțelegător și mai de nădejde. Și dăruiește-mi cumpătare și cumințenie pentru a trăi numai în cuvântul Fiului Tău și fără a mă depărta de la drumul Său, căci binecuvântată ești Tu între oameni și în veci cinstit e rodul pântecelui Tău. Și în Tine îmi pun credință că mă vei asculta și că mi vei împlini rugăciunea. Amin.